Giurgiuvenii care au vizitat astăzi Muzeul Poliției de Frontieră au avut posibilitatea să admire câteva dintre tablourile realizate de pictorul român Valentin Tănase. Deși nu este pentru prima oară la Giurgiu, artistul plastic recunoaște că de fiecare dată este surprins de numărul mare de oameni care vin să-i privească operele de artă. Vreau să vă spun în primul rând că sunt onorat să expun în acest loc atât de frumos care este Muzeul Poliției de Frontieră. M-a impresionat atmosfera și dăruirea cu care au fost create toate exponatele care există în acest muzeu și care creează exact un fel de microclimat care ne amintește de istoria noastră. În vernisajul ce poartă numele Efigii Istorice, vizitatorii au putut admira portretele celor mai cunoscuți domnitori români, dar și primele uniforme ale polițiștilor de frontieră. Prezența pictorului Valentin Tănase la Muzeul Poliției de Frontieră nu a fost însă o întâmplare. Astăzi, la Muzeul Poliției de Frontieră, a avut loc vernisajul expoziției Efigii Istorice, unde sunt expuse lucrări ale pictorului, ale maestrului Valentin Tănase, care cu permisiunea dumnealui coleg cu noi, dânsul fiind șeful atelierului de secției de artă plastică din Ministerul Apărării Naționale. La finalul întâlnirii cu publicul, Valentin Tănase s-a declarat onorat de a fi oaspete într-un oraș în care se regăsesc numeroase figuri istorice, având totodată șansa de a cunoaște aici oameni avizați cu arta care i-au putut aprecia operele.